Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să facem un episod destul de interesant pentru că este prima oară când fac așa ceva și ca să vă spun direct ce o să facem astăzi, aceste stickere de la Piki.ro o să ne facă echipa din Ultimate Team și o să jucăm un meci cu ea în calificarea de la weekend, să vedem cum merge. Dar, bineînțeles, înainte de a începe, nu uitați, a apăsat butonul de like, haideți să vedem dacă reușim să facem peste 300 de like-uri la acest videoclip și am văzut la clipul anterior că sunt foarte multe persoane care nu au apăsat pe butonul de subscribe, așa că hai să apăsăm și pe butonul de abonare ca să mergem spre 25.000 de abonați. Bineînțeles, nu uitați că în descriere se află Piki.ro, site-ul băieților din Constanța, unde puteți să găsiți mystery box-uri, bluze de antrenament cu echipa favorită, tricouri cu echipa favorită, figurine cu jucătorii de la echipa favorită și multe alte accesorii. Aveți link în descriere, iar nu uitați, dacă reușim la acest clip să facem 300 de like-uri, o să deschid și eu acest mystery box într-un nou episod pe canal, dar haideți să apăsăm acolo pe butonul de like, iar acum haideți să dăm drumul la treabă. Uitați să apăsați și pe butonul din descriere, pe contul meu de Instagram, să mergeți să-mi lăsați un follow, m-ar ajuta foarte mult, să mergeți și pe contul de TikTok, pentru că acolo postez foarte multe videoclipuri, tip rezumate din live-uri, pachete, goluri frumoase, chiar și răspund la întrebările voastre acolo tot printr-un videoclip dacă are legătură cu FIFA, dar oricum eu vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea, iar acum hai să trecem la treabă. Avem acest pachet cu sticăre, primul jucător îl știm pentru că este coperta acestui pachet, este vorba despre Andre Silva, pachetul este sigilat, vedeți, nu l-am desfăcut, o să-l desfacem chiar acum de față cu voi. Și haideți să vedem cele 11 stickere care se află aici. Am o bătălie destul de mare, știți foarte bine că eu nu mă descurc la desfăcut pachete. Uite că am reușit să le scot pe toate. Și acum haideți să vedem primul jucător după Andre Silva este... Bun, facem chemistry, avem și primul chemistry din echipă. Leroy Sané este cel... de-al doilea jucător al echipei noastre, mijlocajul stânga al celor de la Bayern München. Următorul este tot din Germania, dar este un sticker destul de vechi, din sezonul trecut. Este un jucător de la Borussia Dortmund, a fost la Borussia Dortmund, dar în prezent s-a transferat în Premier League. Este vorba despre Jadon Sancho, iar acest cartonaș este oficial din Bundesliga, sunt carduri oficiale de la promoțiile, nu știu exact cum erau, revistele aia Panini din UEFA Champions League, nu știu exact. Și următorul jucător este Paul Pogba din Naționala Franței. Wow, ăsta este cardul de la Euro 2020. Păi e bine să nu le văd nici eu, că acum am văzut ce urmează. Tot un jucător de la Bayern München, este vorba despre Joshua Kimmich, jucătorul celor de la Bayern München. Iar acum îl avem pe, la mijloc, lângă Kimmich, îl avem pe Nicolo Barella. Următorul... Bun! Hai să vedem cine este fundașul dreapta, să vedem dacă ghiciți, vă gândiți puțin, uite, vă las un indiciu. A jucat la Roma. Și acum este jucătorul celor de la Milan, este foarte aproape de a câștiga titlul cu AC Milan. Este vorba despre Florenții. Alessandro Florenții, nu? Da, uite că uitați cum îl cheamă, de asta din prima Florenții, vă zic sincer. Hai să vedem următorul, care este un jucător de la Borussia Dortmund. Fundașul dreapta Toma Meunier, fundașul dreapta al Belgiei și al Borussia Dortmund, echipa mea favorită. Iar acum mai avem câte cartonașe? Mai avem 3, nu? 3 cartonașe. Hai să vedem. Următorul jucător este un fundaș care mi-a plăcut, vă zic sincer, în viața reală, FIFA este foarte slab, dar în viața reală mi-a plăcut foarte mult și îmi place în continuare, chiar dacă este aproape de retragere. Fundașul italian Leonardo Bonucci de la Juventus, bineînțeles că acest cartonaș este tot de la Euro 2020. Următorul fundaș central, mamă, ne-au dat băieții ăștia de la Piki, ne-au dat la temelie să nu moare. Următorul fundaș central este din Naționala Germaniei,
slab în FIFA, bunicel în realitate era bun în prime-ul lui, acum a îmbătrânit. Fundașul celor de la Borussia Dortmund, Mats Hummels, acest card este cred că din preliminariile Euro 2020, că nu scrie oficial. Și ultimul card, portarul echipei noastre, atenție foarte mare, la videoclipul cu Liga 1 l-am avut, a fost alegerea lui Alexandru Buzbuc, care a postat și el o poză pe Instagram acolo alături de cei de la Pichi, sau de fapt Pichi, cei de la Pichi au postat cu el. Este vorba despre Casper Michael, nu scăpăm de acest portar, Alexandru Buzbuc ne-a ales portarul ăsta în provocarea aia cu jucătorii din Liga 1 ce-mi fac echipa în FA 22. Iar acum, haideți să punem echipa în joc. Bun, cam așa arată echipa noastră cu maxim de chemistry, 79 chemistry, 81 rating, am pus doar rezerve din Liga 1 pe bancă, fiindcă nu aș vrea să trișez la acest challenge, dar bineînțeles nu uitați încă o dată, piki.ro, site-ul de unde puteți să vă achiziționați tot ce vă doriți cu echipa favorită, aveți link către site-ul lor în descriere și către Instagram-ul lor să mergeți să le lăsați un follow, pentru că m-au ajutat să fac acest challenge. Iar acum, hai să jucăm un match pe echipa asta. Bun, noi să jucăm orice fel de match, intrăm direct în calificarea de la Weekend League, primul match, 42 de mesuri. Hai să vedem adversarul nostru de astăzi, cu o echipă modestă pentru momentul ăsta al jocului, dar hai să vedem ce reușim cu băieții ăștia. Mamă, luăm gol în minutul 2. Chill. Nicolo, pentru Jayden, pasă la Sané, 1-1, egalăm rapid. Leroy Sané cu dreptul, atenție, oh, ce rachetă. Bravo, Michael. Excelent, Casper. Excelent, Hummels. O, oh, Benzema, Karim the Dream. Poate, Michael. Paul. Paul, și avem o șansă mare. De ce este Bonucci aici? De ce nu poate? Uite, punem pe Sané, că este și stângaci. Muta portarul al nostru. Trebuie să vedem Sané. Ia să vedem dacă reușim să-mi scriem. Mon. Sané! Scoate Alisson! Pe noastră. Marquinhos. Mamă, ce rachetă! Excelent, Bonucci. Și acum e o contră bună. Barella pentru André Silva. Nu a fost offside, André Silva, gol! Ho-ho! Capitanul echipei, pentru că el era primul jucător din pachet. Deschide, majorează avantajul, pardon. Bun. Pauză. 2-1, suntem în avantaj după reușita lui André Silva. Foarte bine, foarte bine. André Silva. Și plecăm pe contraatac frumos. Pogba pentru Sané, nu a fost offside. Sané pentru André Silva cu stângul. Peste, nu se poate așa ceva, ce ocazie. Bun, din videoclipul trecut. André Silva pentru Sané, nu a fost offside la Sané. Sané, Sané, îi trimite lui André Silva. André Silva pentru Jadon Sancho cu dreptul, gol. 3-1. Jadon Sancho înscrie și suntem aproape de o victorie mare în acest challenge. Diogo Jota pasă la Sterling. Ah, e Mendes ăla, bun. Oh, ce gol frumos. Ce gol frumos. Bonucci. Barella. Pleacă Sancho, nu a fost offside. Ba da. Ba da, și mai sunt câteva secunde, dar Sancho recuperează nesperat. Sancho. Jadon. 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 Sané este liber. Sané. Sané. Gol! Sané încheie meciul 4-2. În minutul 92, Leroy Sané, cred că reușește dubla, dacă nu mă înșel, a mai dat un gol, nu? Și iată, câștigăm meciul cu cei 11 jucători aleși de Piki.ro prin aceste stickere pe care le vedeți aici. O victorie mare, o victorie mare
și importantă, pentru că vreau să fac 10-0 în calificarea la Weekend League. Dar, după cum am zis, Sané reușește dubla, un gol pentru Sancho și două paste de gol. Și adresiv acolo cu un gol și un asist la fel și Barella cu o pasă decisivă. Bun, iar acum haideți să vă prezint site-ul celor de la Picky, site-ul de unde puteți să vă cumpărați absolut toate chestiile pe care vi le doriți în materie de fotbal și Mystery Box. Avem, hai să mergem prima oară la Mystery Box să vedem, avem aici foarte multe chestii. Un Picky Mystery Box pentru care primiți destul de multe chestii pentru 150 de lei, adică aveți un tricou, o ramă Picky cu Romanian Football Legends, primiți o legendă a României. Poate este în FIFA, adică Gică Hagi, poate nu este în FIFA, dar este o legendă a României. Trimiți o figurină sau un breloc, ei aleg ce vă trimit și niște geleuri. Totul pentru doar 150 de lei, zice foarte bine, pentru că sincer să fiu, este puțin 150 de lei. Aveți aici Picky Mystery Box Basketball sau Basketball Edition, ceva NBA, da? O figurină din NBA, acum am văzut, care este sold out, scrie aici în colțul din stânga. Picky Mystery Box Retro, tricouri vechi, e normal să fie mai scumpe pentru că le găsiți foarte greu pe piață. Picky Mystery Medium Box, 375 de lei. Picky Mystery Jumbo Box, sunt curios ce oferă acest Picky Mystery Jumbo Box. Aveți așa, 5 articole, tricouri, jachete, bluze de training și bluze, mamă, deci pentru 675 de lei primiți 5 tricouri, bluze de antrenament, poate să fie orice în această cutie. Valoarea tricou este cuprinsă între 100 și 250 de lei. Multe tricouri poate fi casual, fan shop, Picky Romanian Football Legend, adică practic cred că și voi puteți alege, aveți aici mărimea. O ramă Picky, Picky Romanian Football Legend sau ramă cu un carton special, ediție limitată, slash foarte rar. Voi alegeți o figură sau un breloc, un set de cartonașe cu 11 jucători de la o echipă de club sau națională. Bineînțeles, eu le-am transmis că vreau să-mi facă echipa cu 11 sticăre pe care le vedeți încă o dată aici. Mamă, zici că sunt la Macau acum, am așezat cărțile și bineînțeles geleurile, care sincer și nu le-am gustat, sunt în cutia aceea, dar încă o dată dacă facem 300 de like-uri o să avem unboxing la această cutie într-un nou episod. Da, cam ăsta este site-ul de celor de la Picky. Eu o să-mi comand chiar acum o eșarfă de 60 de lei cu Borussia Dortmund, You Never Walk Alone. O să o bag în coș și o să-mi comand pentru că îmi place foarte mult și de ce nu să îmi mai iau câte ceva cu Borussia Dortmund, dar văd că tricourile astea noi pe care le-au cu ăsta cel puțin cu Dembele și ăsta cu Emre Can, le-aș lua și pe cele două, doar că nu sunt mărimea mea. Și ce au mărimea mea sunt aceste două tricouri care sunt de modă veche, adică gen sunt retro, 1993-94 sau 2001-2002, perioada în care eu nu știam că doar nu te există bine, perioada asta, că perioada asta nici măcar nu eram în planuri, dar păi să fiu născut. Și sincer să fiu, aș fi vrut un tricou cu Marco Reus să fie pe aici, dar na, asta este, poate o să aducă cei de la Picky și o să achiziționez și eu unul. Dar oricum, cam atât domnilor cu acest episod, eu vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine astăzi, le mulțumesc și celor de la Picky, nu uitați să apăsați tot de like, să vă abonați și să-mi lăsați un comentariu, este foarte important, să lăsați un comentariu să spuneți ce challenge-uri doriți să vedeți la Weekend. Bineînțeles, nu uitați și de site-ul celor de la picky.ro. Aveți link în descriere și către site-ul lor și către Instagram-ul lor și către Instagram-ul meu și către contul meu de TikTok. Cam atât, că o dată vă mulțumesc și vă aștept în episoadele următoare. Pa, pa!